Salutare, dragilor! Bună dimineața, vă spun, și bine v-am găsit la un nou vlog. Evident că astăzi vom discuta despre ce s-a întâmplat ieri în emisiune, păreri și dedesubturi despre materialele și discuțiile celor din casă. Înainte să începem, bineînțeles, să apăsați pe butonașul de subscribe, vă rog frumos, și să apăsați pe butonașul de like, să facem cât mai multe. Așadar, vedem cum concurentul nou, Gagea, o refuză pe Giulia. Acesta spune că nu ar putea fi mai mult sau că nu o vede mai mult decât pe o prietenă și asta probabil a spus cu indulgență. V-am spus în urmă cu câteva zile că va veni momentul în care Giulia se va victimiza foarte, foarte mult și uite că ieri a fost ziua aceea. Mai departe vedem un teatru marca Patrick, acompaniat, bineînțeles, de Virginia. Ce face iubirea mea frumoasă, în paranteză, în preajma lui Robby, bineînțeles, ca să creeze discuții. Păi unde mai sunt acuzațiile față de Roberta? Se joacă teatru la greu în acest trio, iar se pare că Virginia a intrat foarte, foarte bine în rolul ei. Se pare că Giulia îl așteaptă pe prințul Harap Alb să vină pe un cal alb, un om cunoscător în ale amorului, după cum a spus ea. Se pare că, din câte am înțeles eu, am niște informații și vă dau informații în exclusivitate, că acesta, până când ea va ieși la pensie din Casa Iubirii, cu siguranță va intra. Aceasta plânge din cauza vorbelor lui Robby, lovind exact la suflet, aducând-o pe mama ei în discuție cum o vede de acasă, cum Robby își bate joc de ea, dar Robby nu este deloc îngăduitor, că vai Doamne ce imagine i-a făcut ei în online, însă această imagine este deja creată din sezonul 2, în momentul în care ea a umblat după Cosmin. Practic și-a făcut-o cu mâna ei, că plânge mai mult pentru vorbele lui Robby sau adevărul este altul de fapt. Plânge pentru că Robby vrea să se reîmpace cu Virginia și probabil aceasta este durerea ei cea mai mare. Îl vedem pe Patrick, care la un moment dat îl strigă pe Cosmin. Cosminacio Sifonacio. Mamă, când am auzit asta am fost pe spate. Păi Sifonacio de la ce vine? De la sifon. Păi dacă și fratele de la Timișoara poate să spună așa ceva despre Cosmin, înseamnă că ne dăm și noi seama cât de reale sunt acele printuri. Din câte știm, sifon a mai fost făcut Ștefan de către Patrick și acesta a făcut strategie până când l-a dat afară. Deci dacă aceasta este părerea despre fratele lui la Timișoara, atunci nouă ne este clar. Sună foarte bine. Cosminacio, Sifonacio. E bun, e bun. Vedem cum Cosmin o încalță pe Ștefania, un gest foarte frumos, însă reacția acesteia, sincer, cam lasă de dorit. Vreau să vă spun că am analizat puțin aceea de Daș, adică am analizat, s-au văzut și sunt o firmă destul de scumpă, peste 1500 de lei, chiar 2000 de lei perechea aia de Adidas. Ați văzut reacția Fănicăi, n-am ce să zic, o fată îndrăgostită s-ar fi bucurat și ar fi sărit în sus chiar și pentru o ciocolată, însă nu știu ce viață va avea Cosmin cu ea dacă ea nu este deloc impresionată de un astfel de gest frumos din partea lui și costisitor mai exact. Rămâne să vă spuneți și voi părerea aici, pentru că eu sunt, nu știu, nu-mi place. Se pare că concurentul nou, Gagea, care intrase pentru Virginia, cam stă pe loc și încet, încet, probabil o să se retragă, pentru că vede și el unde joacă Virginia și cum decurg lucrurile. Mă mir că doamna moderatoare nu a intervenit în momentul în care Robby a ridicat foarte mult vocea la Giulia. Într-adevăr, are și ea vina ei acolo, însă ceea ce a făcut el cu ea a fost foarte mult. La un moment dat nici nu-i mai dădea dreptul acesteia să vorbească, deci a fost foarte agresiv în exprimare. Și mi se pare că Giulia a spus ceva foarte interesant acolo. Dacă Roberta i-ar fi dat apă la moară, adică l-ar fi acceptat pe Robby, în momentul de față Virginia nici nu mai exista. Și tind să cred lucrul acesta. Iar promo-ul de astăzi este foarte, foarte interesant. După ce Giulia ieri s-a victimizat, astăzi se pare că aduce ceartă în casă. Vom vedea ce va fi acolo. Cam asta a fost vlogul de astăzi, dragilor. Vă rog frumos, dacă nu ați dat like, să dați acum, să vă abonați la canal, să apăsați pe clopoțel.
Eu am fost Sorin, sper că v-a plăcut, să-mi lăsați părerea voastră în comentarii și ne revedem data viitoare. Pupici!